Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a demarat înscrierea absolvenților care se află în căutarea unui loc de muncă. Dosarul trebuie să conțină actul de identitate în original și copie, adeverința medicală, dar și actele de studii și calificare. A început deja perioada de înregistrare în baza de date ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Ei au termen 60 de zile de la data absolvirii, data absolvirii fiind 4... Deci pe 3 iunie au terminat și începând cu 4 iunie până în 2 august 2016 se pot prezenta cu buletin, act de studiu și adeverință de la medic că sunt apți de muncă clinic sănătos. Cei care au corigențe își pot da aceste corigențe și după aceea pot să-și depună dosarul. Absolvenții trebuie să se înregistreze în baza de date pentru a nu pierde indemnizația de șomaj. Indiferent că iau sau nu bacalaureatul, este obligatoriu să se înregistreze pentru că altfel pierd dreptul la indemnizația de șomaj, care se acordă pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 250 de lei lunar, indiferent de studiile absolvite. Mă refer la școală profesională, liceu, școală post-liceală sau studii superioare. Cei care se angajează în perioada de 60 de zile cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată primesc o primă de 500 de lei, cu condiția să-și mențină raporturile de muncă și de serviciu timp de un an.